mele, albinuțe, astăzi vreau să vă arăt cum fac eu un mus de banană. Eu cam vreau să țin la 100% ca să țin post, dar nu mi se primește. Deci am aici o banană, am aici o lingură de ovăz sau se mai numește aveia, o lingură, punem așa că este foarte bună. Și adăugăm lapte de soie, el este foarte bun, totul este de ovăz fără zahăr. Așa. Dacă iubim mai multe banane, adăugăm mai multe banane, dar deci eu nu iubesc multe banane și deci aceasta este mâncarea mea de dimineață. Așa. Este un cocktail, este un mus. Este foarte, foarte sănătos. Uitați-vă cât de bine el arată. Da? Foarte excelent. Și deci poftă bună. Așa. Nu uităm că cerealele acestea, ovăsul este foarte bun pentru slăbit. Și deci, într-așa mult, fac eu musul meu. Deci mai fac încă unul. Eu fac două, tot pun o lingură mare de ovăs, ovăsul e foarte bun pentru slăbit, foarte bun pentru tenul feței. Aici pun două, mai adaug lapte de soia, așa, cum am spus mai înainte, dacă vrem mai multe banane, adăugăm. Și deci înainte. Așa. Mixăm foarte bine ca să fărăm ovăsul. Foarte bine. Foarte bine. Ca să nu aibă cerealele prin trânsul. Uitați-vă cât de bine el arată. Excelent! Mai ales pentru tenul feței. Dacă dumneavoastră beți una pe săptămână, două, trei, excelent! E foarte gustos. Și nu uităm că noi cu așa musuri, noi putem să ținem post și mai facem câte o papă cu apă fiartă. Tot e excelent!